S-ar putea să-ți trimit, am revenit, doamnelor și domnilor, s-ar putea să-ți trimit ceva, Silviu, material important, poate reușim să facem o captură, să-l postăm pe ecran. O dezvăluire interesantă făcută de domnul Hartmann, dacă nu reușim astăzi, next time, dar să sperăm că avem timp în ediția de față. Vorbeam de tot acest pericol extraterestru. Da. Sunt politicieni, aici se spune că Vladimir Putin, de exemplu, ar fi vorbit de pericolul hibrid unor rase hibride. Da, ăla este, emisiunea aceea te anunță de pe acum, da. Este un fals. Deci acel interviu ca și la un Medvedev, în care spune Medvedev că președinții statelor primesc o listă. O listă, cartea extraterestre. Da, exemplu, nu, asta este un fel de blue book. Ăla este un fals. E dovedit? Nu. Așa ceva nu... Da, e doar un ofițer de servicii secrete care a făcut afirmația asta, l-a citat pe Putin. Da. Și Putin nu i-a făcut nimic, adică omul încă e viață. De-aia mă gândeam că printr-o logică elementară, faptul că a făcut afirmația și a fost lăsat în viață, înseamnă că ori a primit o misiune de dezinformare cumva, da. Ori a lansat un alt fel de mesaj pe care cei care se pricep la chei de genul ăsta să-l interpreteze cum ar trebui. Bun. Eu zic că e un avertisment pentru Vladimir Putin. E foarte posibil. Este un avertisment pentru că să știți că președinții statelor nu sunt în autoritate de a... Trebuie să înțelegeți un singur lucru. Președinții statelor în acest moment nu mai sunt aleși, ei sunt selectați. They are not elected, they are selected. Dacă în limba engleză calamburul de cuvânt este foarte real, în limba română, din nevericire, da. Nu este. Aici deci, iar intrăm într-o ecuație de aia în care Nu. Haideți să vorbim foarte serios. Șefii de stat sunt provizorii. Programele secrete tehnologice sau programele de traducere a unor astfel de evenimente critice, cum sunt derulate Waperul, sunt permanente. Nu pot să-i dea unui șef de stat acces total, pentru că după 4 ani sau după 8 ani sau după 7 ani în Europa, la în Franța, etc., acel șef de stat nu mai este ținut de legea secretului pe care îl are un cercetător permanent pe o viață întreagă. Și acel om poate să spună, nu mă mai interesează, eu pot să vorbesc după 10 ani ce nu mai sunt președinte, de ce mi s-a spus. De aceea ei nu sunt informați. Deci șefii de stat... Cazul Kennedy. Nu, dar... Care a anunțat că vrea să vorbească. Cazul Kennedy, lasă-l, că aia e o teorie, că cazul Kennedy că a fost asasinat pentru că dorea să vorbească. Dar este cazul Ronald Reagan. Dar este cel mai bine cunoscut cazul lui Bush Junior, care a anunțat în campanie că va cere detalii. Și le-a cerut și efectiv unii nici măcar nu i-au răspuns. De ce spun acest lucru? Trebuie să se înțeleagă că în actuala... Se spune că, mă rog, câteva zeci de procente din bugetul american... Da, se cheamă Special Access Project. Intră în zonele de black budget, de bugete negre, care nu sunt Nu se mai la cheamă suprafață. Bugete negre, se cheamă Special Access Project. Special Access Project. Deci proiecte cu acces special, care au un nivel de secretizare deasupra lui strict secret, cum ar veni în limba română, top secret, cum este în engleză, și care sunt numai pe need to know, necesar de a cunoaște. Atât. Deci acolo poți să fii laureat al Premiului Nobel. Dacă nu ai nevoie în studiul tău să cunoști ceea ce face colegul tău, nu ți se spune. Poți să fii cel mai inteligent om. Compartimentalizarea informației este crucială. Iar grupul care conduce este singurul care are acces general la concluzia studiului sau la concluzia evenimentului. Și având acest acces general, este și singurul grup care ia decizia. De-aia v-am spus că președinții nu mai sunt decât manageri ai statelor pe care le conduc. Imaginați-vă un eveniment crucial, critic, se iau decizie, da? Să spunem, o civilizație extraterestră, hai să spunem, ia decizia să intre în contact direct și nu știe să ne vorbească, că nu știe. Da. Da, se așează și stă timp de 5 ani deasupra, știu eu, lui Tour Eiffel și trimite lumini. E o formă de comunicare fundamentală. Fundamentală. Da? Noi nu știm să comunicăm cu ei, nu știu să comunice. Ce face Franța? Ce face Europa? Ce face lumea? Deci președinții nu mai sunt decât manageri. Este foarte bine de înțeles acest lucru. Țările mici, de exemplu, țările ca noi, sau țări cum este, de exemplu, tehnologic Rusia, care nu are capacitatea financiară de a-și finanța aceste special access projects, aceste țări nu au nici măcar șef de stat manageri.
nu fac decât să execute ceea ce trebuie să execute pentru a apăra secretizarea, secretul fundamental. Că acest grup este uman și rupt de evoluția umană, că este extraterestru și intervenționist în evoluția umană, aici e toată dezbaterea. Nimitz ne demonstrează că s-a încercat o comunicare. Acel grup? Că e, acel grup. Da, că e extraterestru sau uman. Da. Da? S-a încercat o comunicare. Le Vague Belgien, Valul Belgian. Dom'le, i-a căpiat anii 90, i-a căpiat că până la urmă a ieșit șeful de stat major belgian. Da. Și sar puțin pe desfășurătorul tău, dar e important. Da, da, foarte bine. Și a ieșit public să le ceară americanilor, bă, spuneți-ne, sunteți voi, ca să nu ne mai omorâm neuroni. Exact, da, da. Pentru că n-avea niciun sens. A apărut despre un stadion, ăsta este, da, așa numit OZN, surprins da, atunci. Da, 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 asta e singura poză, apropo. În 90. Voi știați că asta este singura poză. E, această formă, mai țineți-o, vă rog, o secundă, această formă de obiect, o să redez, este identic cu triunghiul negru Aurora. Și belgenii nu știau în 1990, dar nici nu se știa de existența unui astfel de avion. Nici astăzi nu se știe cum arată Aurora. Este o teorie că acesta ar fi Aurora. Și bineînțeles că și public și a zis, băi, americanilor, e al vostru, adică voi faceți testele la noi ca să știm, măcar să nu ne omorâm neuronii, pentru că pentru că altfel am o altă problemă. Grupul ăla care a decis să facă testul în Belgia m-a întrebat pe mine, stat suveran belgian? De-aia v-am spus că șefii de stat la nivelul acesta nu sunt decât manageri sau executanți de ordine. Eu am să-ți fac o confidență. La o discuție erau doi foști președinți români și unul dintre ei mă întreabă și când o să fie România importantă. Zic că o să vă aterizeze în grădina Palatului Cotroceni un OZN. Foarte bună observație. Adică, eu pe vremuri judecam altfel, fără să am aceste date la îndemână. Când o să devină România atractivă, atunci când veți vedea un pâlc de japonezi care vor filma niște obiective... Care vor filma niște, da. Da, nu, dar ideea este că tehnologia este atât de avansată, încât până și șocul tehnologic creat de dezvoltarea tehnologică umană, nu de cea extraterestră, de cea umană, de dezvoltarea umană a omului, trebuie și ea eliberată. Tehnologia trebuie altfel. Șocul tehnologic ar fi enorm. Ar fi enorm. Deci acest grup conduce. Fondurile vin din bugetele negre. Acest grup are o putere permanentă. Președintele Statelor Unite sau primul ministru al Angliei sau oricine. Este temporar. Pe când aceste proiecte sunt pe istorie. Sunt de-a lungul istoriei. Și ele după aceea, odată cu evoluția progresului științific și tehnologic, ele se întrepătrund, se leagă una de alta, devin lineare. Spun a doua oară acest lucru. Da. Nu o să uit niciodată o afirmație făcută de șeful Lockheed Skunk, care după aceea s-a transformat în Lockheed Martin, grupul militar american. Că avem tehnologia să ducem IT-ul acasă. Da. Avem tehnologia să trimitem pe extraterestri acasă în 52 sau... În 53, 50. În 52-53, da. După Roswell, se pare că, de fapt, tehnologia de la Roswell a confirmat descoperirile umane. Că intrăm într-o altă teorie acum istorică. Că a existat, Germania nazistă a avut un model în care a descoperit ceva și a reușit să ducă pe mai departe. Că tehnologia umană e dezvoltată de mult mai mult, cu mult mai mult timp înainte și eliberarea noilor tehnologii se face după un program foarte bine stabilit. Dr. Greer, cel cu celebrul proiect care a luat America prin surprindere, The Alien Disclosure, dezvăluirea extraterestrilor. Este un proiect care va aduce martori reali, va aduce participanți reali la evenimente pe care nici nu le poți imagina. Este foarte interesant că sunt cercetători sau, mă rog, ozonologi care fac diferența între aliens și extraterestri. Da, 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 și trebuie făcută. Pentru că să știți că în profilele diverselor evenimente vom vedea ceva care ne poate cutremura sau vom vedea o comunicare care este foarte aproape de uman. Deci extraterestrii sunt... Unii dintre ei sunt foarte apropiați de înțelegerea umană, adică au o formă de viață, o formă structurală a creierului și a conceptului nostru, dar sunt alții care nu există. Deci noi avem un eveniment care s-a întâmplat, este un eveniment care a luat loc în anii 90 în Europa,
în care s-a dat, în care evenimentul respectiv a produs un șoc. De ce? Pentru că acolo nu exista niciun fel de compatibilitate cu forma noastră de viață. Nu exista. Deci, la un moment dat, noi nu știm dacă cel care a creat evenimentul sau produsul acelui eveniment recunoștea forma noastră de viață. Dacă știa ce vede, dacă știa... De-aia am spus că e foarte important să nu crezi ceea ce vezi. Ceea ce vezi nu este adevărat. Deci toate aceste forme de contact sunt diferite. De aceea, von Däniken propune o ruptură de istorie. Să spune, există un alien, un ancient alien. Există deci trebuie, să le dăm o veste, trebuie să le dăm o veste bună celor care își prind partenerii de viață înșelându-i. Nu înțeleg. Ceea ce vezi nu e adevărat. Da, ceea ce vezi nu e adevărat. Asta, se confirmă. Da. Se confirmă, da. Deci, aici avem, de exemplu, zeul Canis din Egipt, zeul câine. Aici, bun, sunt teoriile, așa. Asta este imaginea, simbol fundamentală. Ăștia sunt reptilienii. Da. Aici este teoria că noi provenim din reptilieni. Dar uitați această imagine. Este imaginea din toate coșmarurile pe care oamenii care susțin că au fost răpiți de către extraterestri o au. Acest tip de formă de viață. Din datele pe care eu le cunosc, acestea sunt clone. Nu sunt forme de viață naturale. Acestea sunt clone. Vorbim de hibrizi, aici este o formă de hibrid. La ora actuală... Clonele cui? Făcute de cine? La ora actuală, forma de hibrid... Nu poate să existe. ADN-ul uman nu poate permite încrucișarea cu alt ADN. Nu există tehnologia. Poate că extraterestri o au. Dar în acest moment, să spui că ai fost lăsat, că unii din abductizi, unii din cei care au fost răpiți, care susțin că au fost răpiți, susțin că au avut forme de sarcină ciudate și nu. Asta este o totală, un nonsens științific, ca să fim cu picioarele pe pământ. Dar asta este imaginea clasică a coșmarului pe care ei îl au atunci când se face remisia aceea psihologică. Clonele acestea sunt ale grupului? Poftim? Sunt ale grupului despre care se vorbește. Cine? Al acestei Breakaway Civilization, aceste civilizații care s-ar rupt, clonele ar fi produse de această civilizație? Nu, noi credem că aceste clone sunt o... Nu, noi credem că aceste clone sunt spațiu de interacție, de interfață. Noi credem că ele nu au, în primul rând, nu au caracteristicile fundamentale ale rasei umane și nici ale formei de viață. Din toate interacțiile pe care noi le-am profilat și eu le-am citit și mai mulți colegi de meserie le-au citit, acolo nu există suflet, nu există înțelesul durerii, bucuriei, fricii, deci acest tip de... Gradul de empatie și de... Da, nu există nimic. Da? Deci nu există absolut nimic. Deci acest tip de clone nu are... niciun fel de relaționare în raport cu forma noastră de viață. Deci nu înțelege. Revin la întrebare. Produsă de cine aceste? E foarte greu de spus. N-am un răspuns. Părerea mea este că noi nu avem, asta este 52. Asta, nu e 52, este Los Angeles, este războiul de la Los Angeles. Așa. Asta este prima poză, asta e primul desen. Asta este ceea ce vede acest american în 46. Asta este. Deci ca să fim clari. Asta este filmul science fiction, nici nu o dați că nu e real. Asta da, filmul bine, science fiction care s-a făcut după... exemplificare. Și asta este un fals făcut de brazilieni. Este superb. Asta este celebrul fals al autopsiei. Nu arată așa, ca să fim foarte clari. Obiectele, cele care produc UAP-urile adevărate, sunt de o altă dimensiune. Aici sunt umanizate, în formă de diamant, în formă de farfurie, sunt foarte umane, adică sunt foarte... trebuie să ochiul uman să le... Să aibă o relevanță pentru ochiul uman. Nu. Nu arată așa. Sunt extrem de urâte. Cele din spațiu, de exemplu, sunt absolut ilogice. Deci n-au nicio legătură cu legile dinamicii, cu energie, cu ceea ce știm noi nu au legătură. Deci n-au niciun sens, nu dau niciun sens. De aceea vă spuneam că e foarte important să înțelegem că, nu, domnule, că le-am văzut, a aterizat, a coborât un omuleț ușurel. Că nu e așa. Că nu-i deloc așa. Pentru că Roswell nou ne-a demonstrat că un fulger a reușit să dea jos o navă mamă. Care nu era nici mică, nici mare, dar era o navă mamă. Și Roswell ne-a mai produs un șoc,
care a fost cel tehnologic. Iar dacă acesta s-a unit cu șocul, uite, ăsta e, de exemplu, o formă. Da. Vezi? Așa. Dacă acest șoc s-a unit cu șocul energiei atomice tocmai descoperită de umanitate și folosită ca bombă, atunci avem cu totul altă definiție aici. Cu totul altă definiție. Deci noi am încercat întotdeauna să umanizăm, să dăm o formă a ceea ce noi credem că există. Recunoscibilă, cum se spune, ca să putem recunoaște, să putem accepta. Da, să putem accepta, Să putem accepta. Bun, ajungem la această poveste, Orion. Da. Dan Burish, doctor în microbiologie și se spune, fost angajat al Forțelor Militare Secrete ale Statelor Unite, a făcut niște afirmații interesante. Nu trecem peste originea lui, unde a studiat, la ce universitate. Nu, ăștia adevărat, are un doctorat. Să știți că au pregătiri foarte serioase. Nu, doctorate, nu sunt... mă rog, și pasionat de sport, membru de tânăr al Societății Microbiologice din Los Angeles. În 86 primește o vizită neașteptată la Universitatea din Las Vegas, de la așa numitul Guvern Secret al Statelor Unite, bărbați în uniformă militară, îl racolează, lucrează la mai multe proiecte de top, până în 1994, când e dus într-un loc subteran pe care el numește Siglo 4, care face parte din aceea zonă 51, unde a început să lucreze la proiectul Aquarium. Acolo a aflat că armata ar deține nave spațiale și ființe extraterestre. Așa zice el. Da, elemente biologice. Într-un departament existau informații despre ființe numite Orions, de aici această teorie. Da, veneau din ființe care veneau dintr-un sistem stelar Reticuli. Da, care aici se apropia vorbește, de centura Orion. Vorbește de faptul că președintele Eisenhower s-a întâlnit cu niște entități de genul ăsta. Mm-hmm. Că într-un loc pe care îl numesc Golful Galileo a putut vedea diferite tipuri de nave spațiale. Una dintre acestea ar fi fost a lui Bob Lazar, un fost angajat al NASA, care a inaugurat aria în anii 80. O altă navă pe care a văzut-o a fost cea în care s-a apropiat și la Roswell, mă rog. Dar el zice ceva care mi se pare fabulos ca și afirmație. Da. Mă rog, cât de adevărat e sau nu. Îi împarte în categorii și pe aliens. Da, da. Și spune că aceștia trebuie separați de extraterestri. Civilizațiile extraterestre, să știți că nu sunt întotdeauna ceea ce noi credem că sunt. Deci... Spune că analizați țesuturi, că ei s-au dat pe mână țesuturi, ale acestor, nu știu, ființe, entități, etc. Da. Și că într-o relație, a ajuns la un moment dat să stabilească o relație de prietenie cu un fel de clonă, cred. Da. Cu o ființă care era trimisă din viitor. Cu Indigo sau cu cine? Da, cu un J, îl numește... J. Da. Celebrul caz J. Da. Da, sau ceva de genul ăsta. J, da. Și un J Rod, o femeie J Rod, așa, și care a lucrat timp de 2 ani la acest proiect. Studiat-o. Femelă. El practic spune așa că i-a transmis o mulțime de informații din care a putut să afle că 2/3, de exemplu, din omenire ar fi dispărut într-o catastrofă nucleară, la un moment dat, în viitor. Iar el merge foarte mult pe teoria că sunt oameni, entități care sunt mult mai avansate ca noi, de exemplu, care după 24.000 de ani mai încolo, călătoresc în timp și se întorc pentru a diminua anumite nenorociri care ne pasc. Da, sau gesturi pe care le facem. Gesturi pe care urmează să le facem și care ne aduc în situații catastrofale. Bun, acum, eu vreau să vă spun un singur lucru. Nu exclus. Nu. Acum nimic nu e exclus. Da? Absolut nimic nu e exclus. Ar fi aberant să susții că așa ceva e imposibil. Dar eu am să spun un alt lucru. Lăsând elementele reale din povestiri, mintea umană are o capacitate uluitoare De a fabula. Sau de a-și imagina. Și de a-și imagina. Și am să vă mai spun un lucru, fără a dezamăgi. Dacă un singur caz din 100 este real, se întoarce toată istoria umanității și toată istoria științei și tot ceea ce știm noi, se întoarce cu sus în jos, cum se spune. Drama pe care noi o avem este următoarea. Alături de adevărul acesta, deasupra acestui adevăr, din cauza acestui adevăr, s-a născut un întreg ecosistem de povestiri, de legende, de istorie, pe care nu o poți verifica. Da. Noi avem acum un dicționar mult mai amplu de science fiction decât adevărul în sine al fenomenului. Dicționarul nostru este foarte limitat. Iar
cei care îl dețin sunt oameni care nu se joacă cu literele. Părerea mea este că noi suntem abia la litera B. Este enorm. Acum numai 7.000 de ani, omul cioplea piatră. Ca să ajungi la litera B dintr-un astfel de alfabet al misterului vieții, în doar 7.000 de ani este ceva uluitor. De-aia sunt anumiți cercetători sau oameni de știință care susțin că această rasă da. S-a dezvoltat mult prea repede pentru a dar fi ceea ce rezultatul, produsul unei evoluții naturale. Unei evoluții naturale. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că abecedarul ecosistemului creat în jurul acestui adevăr este mult mai amplu și mult mai falsificator de realitate. Ca să cred în J-Road, trebuie să cred că un corp venit din spațiu, da, din Zeta Reticuli sau din acel Orion Belt, din acea curea din cele două stele surori, că de-aia se cheamă Orion Belt, cureaua Orion, trebuie să cred că mediul de unde vin este identic cu al nostru. Altfel, niciun organism, de la celula, de la monocelular, de la nicio enzimă nu rezistă. Și aici este, să spunem că este granița de care trebuie să ne păzim întotdeauna când construim alfabetul unui adevăr. Aici trebuie să înțelegem, uite, asta, de exemplu, este o poză care a fost foarte contestată, asta este un fals, da. Dar poza cealaltă a fost foarte contestată. Și folosesc același argument. Dar se pare că este adevărat. Sovieticii susțin și astăzi că este adevărată. Deci nu s-a găsit argumentul împotriva desfințării pozei respective. Deci, da, ăsta este unul din cei 100. Dacă această poză e adevărată, ori o civilizație paralelă cu a noastră de pe această planetă are această capacitate tehnologică, și asta este un lucru, un adevăr absolut fundamental care trebuie studiat, sau este o altă civilizație. Dar ca să-mi spui că vii din viitor, înseamnă că mediul din care vii este identic la ora în care ai venit. Aceiași viruși, aceiași bacterii, același aer, aceiași tot. Altfel, nu existi. Nu reușești să supraviețuiești. Este o regulă. Și nu o să-mi spune nimeni că peste 25.000 de ani, mediul uman de astăzi... Bine, dacă trimiți clone, trimiți hibrizi, trimiți clonele mutanți, nu pot vorbească, îmi trimiți scuze. Mutanți. Trimiți... Mutanți, bun, da, așa putem dacă să trimitem... Dacă ai tehnologie necesară, poți să trimiți... Da, repet, asta este un alfabet. Asta este un alfabet de science fiction care acoperă adevărul. Da, eu sunt absolut convins că la Roswell s-a întâmplat ceva. Cum, de exemplu, sunt absolut convins că piramidele nu au fost construite de faraoni. Este nici n-aveau imposibil de ce. Să nu se fi întâmplat din moment ce s-a construit o arie întreagă. Așa, nu, dar este... În jurul lui Roswell s-a construit o literatură totală care nu are nicio legătură cu inventul în sine. Eu sunt absolut convins că dacă săpăm cum trebuie și atenți și dacă avem arheologi foarte responsabili și antropologi foarte responsabili și oameni de știință foarte responsabili, vom descoperi lucruri uitoare despre civilizația umană. Apropo... Dar că una, o clipă, dar că un singur element din acea istorie mie îmi dovedește legătura intrinsecă între civilizația umană și civilizația extraterestră, aia ne scoate din ceea ce noi numim epoca de piatră a sistemului solar. Dacă pe Marte acei roboței vor găsi în sfârșit altceva decât apă înghețată și mai știu ce minerale, că toată lumea zice, pietrele lunare ne-au arătat că da, bun, asta nu înseamnă nimic, că eu trebuie să văd un unghi drept. Eu trebuie să văd ceva care să-mi arate că există inteligență. Până acum nu ne-a arătat nimeni nimica. A, că sunt poze, că pe lună, pe partea întunecată a lunii, că sunt și pe Marte, nu, jocurile astea nu mai merg. Avem roboței pe Marte, hai să vedem cu adevărat dacă fața aia există sau dacă piramida aia exista. Sau, da? Avem o poză pe unul din sateliții noi, lui Jupiter, da? E un monolit, e un monolit enorm, nu știu, de 1 kilometru înălțime, ceva de acest gen. Hai să ducem acolo. Dacă acel element se dovedește a fi adevărat, n-am nevoie să aflu toată istoria. Dragă, istoria umanității se schimbă. Se schimbă. Pericolul extraterestru nu este pericolul. Asta vreau să vă întreb la final. Pericolul extraterestru nu este să recunoaștem că alături de noi în univers
Da, formula Drake dă, nu știu, la miliarde și miliarde de stele, formula Drake dă zeci de mii de civilizații ar trebui să existe la diverse nivele de dezvoltare. Zeci de mii. Deci noi suntem copii aici prin sistemul nostru solar. Da? Pericolul extraterestru nu reprezintă faptul că descoperim extraterestri, ci pericolul este ca noi să nu ne dăm seama locul unde ne aflăm. Și să nu facem aceeași greșeală pe care am făcut-o când am colonizat Statele Unite, să credem pe barbari, că sunt barbari, pe nativi și să-i omorâm. Sau să ne ducem noi cu o boală de-a noastră și să omorâm o civilizație de care noi nici nu știm pe planeta aceea că există. Sau să vină o altă civilizație, și aici vorbim de aceea avem exobiologie, exoarheologie, exodiplomație, de aceea avem toate aceste elemente într-o știință exo, adică exterioară umanității. Da? Se prea poate ca un astfel de, ca un astfel de UZN să ne aducă un virus sau mult, o boală, mult peste... Noi nici să nu știm ce ne-a omorât. Da. Dar și noi înșine avem același lucru. Putem să ne ducem pe o planetă, exact, și până să ne dăm seama că acolo există o formă de viață, primitivă sau nu, să o omorâm cu ce aducem noi. Deci, pericolul extraterestru asta înseamnă. Ori să avem un grup, un breakaway civilization, care să distrugă evoluția umană, să pună mâna pe rasa umană în numele pericolului extraterestru sau chiar un pericol extraterestru real. Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc! A fost o super ediție, cu adevărat fascinantă, și sunt convins că vom găsi oportunități pentru a dezvolta aceste idei și să ne ducem spre alte evenimente. Acel material pe care ar trebui să-l arătăm telespectatorilor, n-am apucat să-l dăm astăzi, îl abordăm altă dată, și care este foarte, foarte tare și super real sau super real. Mulțumesc mult, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Avem și mâine o ediție de la ora 21. Rămâneți cu Pentrupa la TV. Numai bine!